expresia e, tot aceeași expresia ar vrea să o facă într-un alt limbaj, într-o altă notă. E egal cu... Cine-i Cosmin? Da. Să vină Cosmin. Cosmin, vină în față. Deci, unul sub... Hai, lasă-l pe Cosmin să-l duci în față, te rog. Da, 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 da. Da. Nu te... Exact. Veniți unul gal. Deci e egal cu 1 supra 2x minus 1 la pătrat minus 3 supra 1 minus 4x pătrat. Da? Același ghișit. Ia mai departe. 1 supra 2x minus 1 la pătrat. Ai subiectul la simulare, nu? Păi, da, da, și vreau să văd. Bine. 2x minus 1 la pătrat la pătrat minus, am zis mai devreme, 1 supra 1 minus 2x pe lângă 1 plus 2x. Și a fost varianta în care am scos minusul de aici și am dat... Asta am urmărit eu, de fapt. Dar să știți că se poate face și așa, lăsându-l. Scoatem un minus aici, aranjăm în partea asta. Și va fi egal cu 1 supra minus pe lângă 1 minus 2x. 1 minus 2x. Și totul într-o paranteză dreaptă la pătrat. Deci și minusul e egal la pătrat. Da? Minus 1 pot să spun aici, da? Minus 1. Ori. Și minus mai departe, 1 supra 1 minus 2x pe lângă 1 plus 2x. Și egal cu? Minus 1 la pătrat e 1. Și rămâne așa. Cu alte cuvinte, când e la pătrat, schimbați între ei, vă jucați liniștit. Da. Că e la pătrat. Minusul la pătrat, vedeți, face plus. Corect. Și atunci face 1 minus 1 supra 1 minus 2x la pătrat. La pătrat, minus 1 supra 1 minus 2x pe lângă 1 plus 2x. Deci, am făcut mișcarea în interior fără nicio jenă. Corect. Pentru că e la pătrat. Corect. Pentru că e la pătrat. Prima o amplificăm cu 1 plus 2x. Pe asta cu 1 plus 2x. Și pe a doua cu 1 minus 2x. Pe asta cu 1 minus 2x. Și vom avea. Cu 1 plus 2x. Egal cu 1 plus 2x. Supra. Da. Supra. Punem numitorul comun. 1 minus 2x la a doua. 1 minus 2x la a doua. Plus, pe lângă 1 plus 2x. Era 3 aici, am uitat să pun 3. Da, n-am spus 3, de aia nu mai ajungem acolo, știi? Da, da, 3. Punem să ajungem acolo ca să spunem că... Nu, aici e 3 și aici e tot 3 minuna, nu? Și acolo 3, la sfârșit. Așa, minus... Minus 3. Minus 3. Plus 6x. Plus 6x. Și egal cu 1 minus 3 minus 2, 8x minus 2. 8x minus 2. Adică 4 pe lângă... Adică 2. 8x minus 2 supra 1 minus 2x. 1 minus 2x totul la pătrat. Pe lângă 1 plus 2x. Și egal cu 2 pe lângă 4x minus 1. 4x minus 1 supra 1 minus 2x la a doua. Pe lângă 1 plus 2x. Cum vi se pare mai ușor? În varianta asta în care schimbați semnul în pătrat. Prima în... Prima se pare mai la îndemână, nu? Pentru mine. Pentru tine prima se pare mai la îndemână. Important e să lucrați corect, nici nu contează. nu contează, sigur. Dar atenție multă, că scoateți aici minusul, aveți grijă că trebuie numai dintr-o paranteză. Nu din ambele. Nu din ambele. Și e foarte interesantă și asta, că unde e binom, sigur, practic da. Le inversăm, suntem noi și tot acolo. Se așez la treaba. Exact. E mult mai ușor. Deci, dar e bine să le știe ambele, să le ia în calcul. Da. Și v-am arătat cu ocazia asta că același rezultat am făcut. Să le ia în calcul deci și să nu e nicio... Ne dați triunghiul la lupa asta? Acum. Domn profesor, că a venit Cosmin și mă gândesc că plecăm fără triunghi. Că de ce? Stăm pe tură lui. Cât e ceasul? A, nu-i nici 8, a. Sigur că da. Avem timp. Cosmin vine mai devreme. Da, el este nebunica de subiect. Da, m-a venit ieri, era obosit, a venit azi.
Dacă o mină, 183, ce e acolo? Nu știu. Vedem. O să vedem, da. Vedem. Veni Cosmin acum și vă ispiră. Dacă vreți, cerc eu tabla și uitați-vă. N-aveți cuții față de subiectiv de-a 11-a. Foile. Da, da, cred că e. Cosmin, subiectiv din 93? 93? Așa scrie, dar nu știu ce. Așa, bodat-o? Da. A fost greu? Dar de când ați voi simulare la 11? Da, ok. Da? Da, da, da. Vederea pregătirii pentru BAC? Da, da. Bine, la partea a doua și a treia ne dă din materia de 11, dar la partea întâi... Și se dă și la 10-a? Nu, 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 mai e 11. Dar se dă și de la noua. Și a noua și a 10-a. Da, la partea întâi se dă de la noua și a 10-a. A, materia de a noua și de a 10-a. Eu întrebam dacă le dă și la clasa 10-a. Simularea asta. Nu, nu, nu. Numai dacă mă vor lua în calcul, i-am spus la fiecare clasă. În fiecare an. În fiecare an, să se dea simularea și notele puse în catalog. Am înțeles că e opțional, cine vrea le trece în catalog. Așa deci, e legea. Notele puse în catalog și diferența dintre media pe care, nu, media notelor de la oral și nota de aici, diferența, e defect de notare a profesorului. Și asta, defectul de notare adunat pe toate clasele, înmulțit cu o coeficiență, îi scade salariul. Domn profesor, ce vreți? Să rămânem fără cale didactice? Nu. Vreau doar un singur lucru. Să facem notarea unitară. Fii atentă, Mihaela, ce spun acum este spectaculos. Ce spune domn profesor? Dacă mă vor lua în seamă, și se pare că trebuie să mă ia în seamă, pentru că sunt eu zarvă foarte mare cu salarizarea. Sunt înnebuniți. Salarizarea bugetarului este o problemă care apasă pe guvern de foarte multe mult timp. Probabil că nu mai poate suporta statul atâția bugetari care își plimbă hârtia dintr-o mână în alta și stau unde stați, iar voi, cei care faceți activitate, să zicem, privată, dați la stat ca treaba să meargă acolo și ei cheltuie acești bani pe care îi irosesc, pur și simplu, de aiurea. Și atunci ideea pe care o am, aceea de salarizare bugetarilor, este aceea în care rezolv cea mai, pun la baza întregii salarizări, școala. Deci salarizarea, primul salariu de debut a unui profesor, medic, așa se însemne media pe care o absolvit-o la facultate, mulțită cu un coeficient. Un coeficient. Și ăla salariul de debut. Ce bine ar fi. Deci fii atent ce-i facă. Îl fac pe om să muncească. Dar e mai mult la simularea asta? Cum? Dacă e mai mult decât media. Dacă e mai mult decât media, tot defect de notare este. Corect. Înseamnă că ai ceva cu copil până la simularea asta. Da? Deci atenție. Profesorul trebuie să aprobe foarte mult. I-am lăsat lui o marjă de un punct. Da, n-ai cum să-i dai, să ia 10 la simulare și el să aibă 6 în media pe clasă. Ai înțeles? Da, înseamnă asta. Că e ceva nereu. Sigur. Deci îl alarm pe profesor. Pur și profesor. Și în o situație și în alta. Îl obligă să fie corect. S-a terminat cu bișnița. Deci în clipa asta s-a terminat cu bișnița. Pare foarte rău când a spus-o pe Facebook. Voi pune cu am făcută, e totul pus la punct. Dar vreau să vă zic că dacă termin un liceu, el a hotărât să termin, nu mai vrea facultate. Corect. S-a oprit la liceu. Partea asta, media ultimilor 4 ani, îi va folosi, mulțit cu coeficient și ocupă o chestie funcțional, nu știu cu ce să face el treaba acolo, dar va fi salariul de debut al lui. Iar dacă face și facultatea, va fi tot așa mulțit cu un alt coeficient stabilit pe ramura respectivă. Am înțeles. Ei, cei din învățământ, și am făcut modelul de salarizare a bugetarilor, își împart funcții pe verticală, coeficientul mediu stabilit de guvern. Eu am făcut o simulare, am zis-o 270 coeficientul de multiplicare, l-am împărțit pe nivele, să spunem, pentru învățători, pentru personal auxiliar, pentru profesor, gimnaziu, liceu și universitari. Da? Și în felul ăsta am pus la punct notarea unitară. Atunci știi ce minune se întâmplă? Admiterea la orice treaptă se face pe baza mediei anterioare. Care va fi una reală.
Pentru că media făcută, Mihaela, notele puse în timpul celor 4 ani sunt adevărate și sunt echivalente cu orice notare din oriunde. Când dau subiect unic. Corect. Când am dat subiect unic, l-am ales pe profesorul care umflă nota sau are ceva cu elevul. Da? Elevul învață odihnit. Nu mai este stresat că își bate joc de el cineva. Foarte bun. Dați-i neapărat până. Vorbiți. Da. Veți vedea, deci este... Dar acum am trimis-o la guvern, la guvern... Da, da, dacă o ia în calcul televiziunile, că nu văd. Da, de... sigur, nu se uită la ea. Vedeți, dacă o ia în calcul televiziunile, dacă o puneți pe Facebook. Așa facem. Așa facem, da. Așa, da, dragi următori, că am o revoltă imensă în sufletul meu, pentru că este atâta bătaie de joc și cea mai grea problemă, notarea unitară, nu e rezolvat. Fiecare notează cum vrea mușchiul lui. Vrea el să-i pună 2 sau 3, îi pune 2 sau 3. Ce? Doamne, de ce nu vă ia Iohannis, președintele țării, consilierul lui? Nu știu. Domnule Iohannis, faceți ceva. Există proful online să-ți bate, face ceva pentru are soluții. Deci like și share. Da. Un discurs frumos. Să știi că asta e o suferință imensă în sufletul meu, pentru că... Și la meu, domn profesor, uitați-vă, trebuie să mai învăț și la chimie, ca să-i explic copilului. Trebuie să mă apuc din nou de școală. Este fantastic. Ai văzut? Am primit de la București, nu, subiectele acelea. Părinții, copilul respectiv, nu copilul neapărat mă suna să-mi spună. Părinții. Și au zis, uite, vreau să te ocup de subiectele acelea. Am venit la supină și l-am trebuit să citeam la... Deci dacă are domn profesor timp și vă face triunghiul Pascal, vă face un exercițiu așa de fain. Așa. Bă, hai să văd că apropo de fapt cum ați spus povestea. Bine. Hai să vedem acum A plus B totul la A treia. A plus B totul la A treia. Nu. Nu. Tu scrie acolo. Nu mai spune. A plus B totul la A treia înseamnă așa. A plus B la A doua. Ori încă o dată un A plus B. Da? A plus B totul la a doua, ori A plus B. Cred că ar fi A la a treia plus 3 A la a doua B plus 3 B la a doua A plus B la a treia. Poate să ai dreptate, dar vrei să verificăm? Da. Așa. A plus B totul la a doua, știm cu cine este. A la a doua plus 2 B. A la a doua plus 2 AB plus B la a doua. Și totul de mulțit cu A plus B, nu? Corect. Am să pun A plus B în față, că mi-e mai comod, să sunt mai doi termeni. Corect. Și egal cu, vorbim repede. Egal cu A la a treia. Așa, te rog, A la a treia. A la a treia plus 2 A la a doua B. 2 A la a doua B. Plus A B la a doua. A B la a doua, da. Da, încă mai plus. Cu B acum. Acum cu B. Plus A la a doua B. Plus A la a doua B. Plus 2 A B la a doua. Plus B la a treia. Și egal cu A la a treia. Plus. 2 A pătrat B și cu un A pătrat B face plus 3 A la a doua B. Plus 3 B la a doua A. Nu, cu A să începem. Plus 3 A B la a doua. 3 A B la a doua. Ca să facem o legătură. A la a treia, A la a doua, A la a întâia. A-ul se topește. 3, 2, 1. Și dispare. A-ul crește și B-ul scade. Da? Și A-ul descrește și B-ul crește. A-ul descrește și B-ul crește. Așa. Și B la a treia. Și B la a treia, da? Ia uitați. Deci A-ul 3, 2, 1... Zero. Nimic. Și B-ul vine, să zicem, te-ai potolit un pic, dar vine eu și te ajut. Da? Ai scăzut cu unitate, vin eu. Ai mai scăzut tu, cresc eu. Că suma faci tot de 1 la 3 aici. 1 și 3, 3, 3, da? Uh-huh. Suma exponențială. Uh-huh. Bun. Deci, la a doua cum a fost? 1, 2, 1 coeficienții. 1, 2, 1. Da. Deci, 1, 2, 1. Da? Pentru când a aplicat din nou, A plus B totul la cât? La A? 2. Pentru la a treia am avut așa. Ia uitați-vă. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. De acord? Da. Hai să-i punem și un 1 aici în față. Când e la întâia.
Da? 1. Ca să arate frumos. Hai să vedem A plus B totul la 4. A plus B totul la 4 ar fi A plus B pe lângă A plus B totul la 3. Corect. Care înseamnă A plus B pe lângă A la 3 plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus B la 3. Și egal cu. Cu A înmulțim tot, cu B înmulțim tot și vine A la 4 plus 3A pătrat B. Nu, 3A la 3. Nu? Cu, iată, cu A mulțim pe toți. Da. 3A la 3 B. 3A la 2 B. Da. Plus 3. Plus 3. A. Plus A, fără 3. Da. Plus A, B la 3. Și am terminat cu A. Vine B-ul. A, B la 3. A la 3. A la 3 B. Așa. Plus 3. Plus 3 A la 2 B la 2. Da. Plus 3 A la 2 B la 3. Plus A la 3, nu cred. A la A, B la 3. A, la 1, mi-e rău. Da. 3 A, plus B la 4. Plus B la 4. Care face egal cu A la 4? A la 4 plus 4 A la 4 B. 4 A la 3 B. A la 3 B. Da. Plus 4 B. A, B la 3. A la 2 B. A la 2 B. Da. Da. Plus 4. Hai, sunt 4. Plus 4 A, B la 3. Plus 4. Dar la 2 B la 2 nu este? A la 2 B la 2, cred că e acolo, domn profesor. Cred că am greșit pe undeva. A la 3 B, l-am pus. A la 2 B la 2, uitați, avem un 3. A la 2 B la 2. Deci 3. Și mai trebuie să mai fie mai încă un 3. Mai trebuie să mai fie 1. Și unde este? Unde e încă un 3? A, A la 2, B la 2. Hai să vedem încă o dată. Deci am mulțit cu A pe ăștia și avem 4. 1, da. 3, 3, 1, da? 4, 3, 2, 1. Bun. Și acum cu B. Acolo e domnul. A, B la... Al treilea membru. E 3 A la 2, B la 2. Al treilea fac. Așa, aici. Acolo, domnul. Așa. Așa. Și cu 3 ăsta și cu 3 ăsta, 6, da? Șase. Deci vine 6. Deci A la 2, B la 2. Da. Și plus, vedeți, 4 A, B la A 3. Aveți așa? Da, da. Da, avem A, B la 3 și acolo 3. Da, 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 da. Și plus B la A 4. Și plus B la A 4, corect. Și sunt coeficienții următoare. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Deci de acum când ridicăm la a patra, A plus B totul la a patra, spune, este egal cu A la a patra plus 4 A la a treia B, 4 A la a treia B, plus 6 A la a doua B la a doua, plus 4 A B la a treia, plus B la a patra. Deci, coeficienții lui A la a patra, coeficienții începem cu A la a patra, A-ul descrește și B-ul crește. Corect. Și dacă știi coeficienții 1, 4, 6, 4, 1, ridica rapid, bine, nu mai înmulțește acolo, se reduce. Corect, dacă știi coeficienții ăștia, 1, 4, 6, 4, 1. Asta e important. Da. Deci 1, 2, 1, la da. Binom la pătrat. Da. 1, 3, 3, 1. Da. 1, 4, 6, 4, 1. Deci marginii tot timpul e 1. Da. Iar aici, după aceea e 2 în centru, după aceea e 3. Iată ce fain este. 3 plus 3, dacă 6. Știți pe 1, 2, 1, da, cum se construiește? Se pleacă de la 1 și 1 și cu 2 fac 3. 3. 2 și cu 1 fac tot 3. Da. Și 1 iar rămâne în capăt. Iar începem cu 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Și 1 iar în capăt. Ia să facem pentru 5 fără să facem formula. Așa. Îl punem pe 1. 1. 4 și cu 1, 5. Da. 10. 10. Și 10. 10. Da. 5. 5. Și 1. Că 4 și 1, 5. Da. Și pe aceea iar 1 în cap. 1. Ce tare! Asta e pentru 6. Pentru 6 înseamnă. Dar mai că domnul profesor mai are loc. 1, 6. 6. Voi faceți 15. 15. 15. 20. Da. 15. 16. 6. 6 și 1. Bun. Asta e triunghiul. Acum eu am altă întrebare. Când e cu minus, cum facem?
Că ni cu minus alternează. Deci același triunghi al lui Pascal în rămâne. Da, rămâne. Da. Ia să vedem. Și cum alternează? Ia să vedem. A minus B pe la a doua este așa. A pătrat minus 2AB plus B la a doua. A minus B totul la a treia. Din cauza lui B care vine cu minusul, face aici. Când e B-ul la întâia, face minus. Bun. Când e B-ul la a treia, va face iar minus. Da. Deci A minus B totul la a treia. Totul la a treia va fi A la a treia, că e cu plus, nu? Da. Minus de 3 ori A pătrat B de la a întâia, deci el așa, plus 3AB la a doua. Așa, 3A B la a doua, eu fiind cu minus de la pătrat face plus. Și minus B la a treia. Ba plus. Minus. Că e la a treia. Minusul B la a treia. A, e la a treia, gata. Altfel semnul alternează. Gata. Plus, minus, plus, minus. Aha. Și la următorul tot plus, minus, plus, minus? Sigur că da. A minus B. Totul la a patra. Totul la a patra va face. A la a patra. Minus. Minus 4 A la a treia B. Plus. 6 A la a doua B la a doua. Minus. Minus B. 4 A B la a treia. Plus B la a patra. Da. B la a patra. A, deci alternează. Câte ceasul? Și 5. 15. Mai vreau să mai spun ceva. Ziceți, domnul. Gata, ne-am făcut și pasta. Mi-ai spus așa, că tu ai încă o problemă acum. Trebuie să te duci acasă să înveți la chimie. Da. Da? Pentru ca să o poți ajuta pe fiica ta la chimie. Da. Mai ai și fizica. Da. Și trebuie să vezi cum faci, să mai te apuci, să muncești, să faci chimie. Corect. Și la fizica. Engleză și la... Tu ai engleză și așa mai departe. Nu cumva ar fi bine să facă el profesorul? Nu cumva ar trebui să pentru asta e plătit el? Corect. Și pentru că avem criterii de performanță de la locul de muncă, asta este ceea ce am făcut eu acolo, păi el să strădui să vadă ce idee să găsească și ce metode ca să-l învețe pe el, pentru că de performanța pe care o ating copiii va depinde salariul lui. Și totuși stai liniștită. Corect. Eu aș fi foarte bine de acord. Da? Tu stai liniștită pentru că ai destule griji și păi probleme. Păi eu cred că ăsta este rolul profesorului. Acum, fără să jignesc pe nimeni și să supăr. Păi de ce să duci fiica ta la școală? De ce să duci fiica ta la așa școală? Așa că eu și-mi fac capul și-o învăț și gata. Iau manualele de clasa a 1-a, clasa a 2-a, clasa a 3-a. Da? Deci asta e problema. Asta e problema. Iar tu trebuie să ai altă grijă. Să-ți meargă activitatea care o faci, să reușești să asiguri ceva. De pus pe masă, fiecare prânz, pe toate, dar iată că tu mai ai încă o problemă aceea, să și înveți ca să poți să o ajuți. Da. Nu se poate. Unde suntem? În ce țară străim? Până în când? Până unde? Deci asta e povestea care mă doare foarte tare. Și pe mine. Deci am 20 de ani de când tot mă lupt cu sistemul acesta, în suferință aflându-mă, în suferință cumplită, sesizând câtă durere este și câtă suferință e pe vieții părinți, bunici, familii întregi. Și școala se prăbușește de la o zi la alta. Dar se văd rezultatele, domnul profesor, la simulări, la capacitate, la BAC, se asta, văd. Asta este. Nu că... N-are niciun rost să-l strâng de gât pe Cosmin acum. Rămân chiar numai noi amândoi și poți să-l strâng de gât. Nu, n-are cum să-l strâng. Nu, nu se merită. Nu merită să-l agresez. Câte vreme n-am făcut nimic. Tu, școală, n-ai făcut nimic. L-ai adus în situația asta. Și acum îl testez să vezi ce face. Nu face nimic. Nu, Cosmin. Vorbesc Cosmin, generic. Da. Mă refer la acei oameni care s-au dus în stadiul ăsta datorită școlii care este prost organizată. Corect. Am acționat din 70%, nu au luat peste 5%. Păi n-au luat. 30% au luat și alea sunt flagi. Deci 30% și acolo în cei 30% sunt cel puțin 10% falsi. Da, bun. Și atunci te gândești mai un 20%, iar marea masă este acolo compactată. Deci, domnule Cioloș, am fost la dumneavoastră, noi copiii, părinții, cu un profesor, împreună cu proful online. Am fost, v-am cerut să faceți ceva. Luați-l, domnule, în seamă pe acest profesor, care chiar vrea să facă ceva pentru țara asta, pentru copiii noștri. Mulțumesc. E o chestiune care eu nu înțeleg. Câtă vreme există soluții. Caută soluții și soluțiile stau în fața lor, le-am dat astea și nu vor să le ia. Tu, părinte, tu, iată, mama și tatăl lui Adi și al lui Anca sunt într-un stres formidabil de mare. De ce? Pentru că până la în 1-4 e obișnuit să fie
într-un fel de acela, da, varianta de aceea în care el nu e obișnuit să gândească. Da? Copilul nu este obișnuit. Lui i s-a dat așa, văzut două numere, l-a adunat, descăzut. M-am uitat și la copiii mai mici, care sunt de vorba, ați văzut. Ei nu au deloc educație și nu au formație pentru ca să înțeleagă că la școală te înveți să gândești și să reușești să ieși din... și să-ți propui să găsești soluții la probleme care le avea în viață. Ori la noi se întâmplă doar atât. Te robotizează, faci așa ca așa spun eu, faci nu știu ce, nu știu cum, nu știi nimic. Miruna îmi spunea aseară, domn profesor, învăț ca să iau notă. Răsplata ei nu este gândul acela de a învăța că e de folos în viață. Nici vorbă. Ea trebuie să spune așa, dar ce-ți folosește? Trebuie să iau nota așa, ca să fiu și eu acolo. De ce mecanic a fost obișnuit să învăț? Înveți, mecanic face în continuare. N-ai tu nicio vină, dar știu eu un lucru, că sistemul te-a croit pe tine sau ți-a oferit, sau te-a obligat să fii așa. Da? Te-a obligat să fii, să ai o gândire mecanică. Și se spune că până la 10 ani, dacă nu se începe, nu e lăsat inițiativa aceea pe care copilul are încă de mic, de ce așa și nu așa? De ce? Astăzi, la clasa a patra, am avut niște probleme așa interesante, când Daria mi-a spus așa, dar dacă fac altfel, dacă eu iau numele cele altfel și le grupez acolo, mai am aceeași. Ea încă n-avea clar în minte că tot aceleași numere se învârt acolo, în sfârșit era o problemă frumoasă. Și a spus, bine, am să încerc acasă să văd dacă așa stau lucrurile. Dar ea îndrăznea. Dacă fac altcumva, nu obțin același rezultat? Sigur, s-a dus acasă și a făcut. Da, da. Deci asta vreau să vă spun. Iată că dacă se pornește cu libertatea asta și se cultivă gândul de a încerca ceva, este un lucru minunat. Dacă nu... Să începem fiecare oră cu prof online, consilierul lui Cioroș, al lui Iohannis. Da. Da. Și acum când puneți lecțiile, exact. Nu între ghilimele. Mamă, asta e cu dedicații, cum ar veni. Adică la fiecare lecție lasă puneți titlul, spuneți ca de la profesor la profesor, de aia mă refer la la domnul președinte Iohannis. E fizician, ca de la profesor, soția e profesoară, din sistem ar trebui să-l ia în calcul pe omul ăsta care are și soluții. Deci nu ajunge la el, vezi, informația. Iată, mă sună mămica fetiții băiețelului. Alo? De clasa a patra, care le-am făcut noi test. Alo? Alo, bună Greta, bine te aud. Te rog, te rog, nu mă deranjez. Te rog. Da? Da. Vreau să vă mulțumim mult. Ne-am uitat, vedeți, Nenelu? Și eu mă bucur mult că v-ați uitat și ați văzut. Mă bucur mult! Domnule, mulțumim mult de tot! Îți dau pe Jordica! Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru că mi-a sănătat răspunsul de la probleme. Și eu mă bucur mult, George, mă bucur mult. Le-am și povestit în lecție. Tu cred că ai și urmă lecția, că tu ești cel cu care noi am făcut lecțiile acelea în iarnă. Ai venit la mine, am stat de vorbă, am făcut niște probleme foarte frumoase și atunci. Și că tu nu te dezminți și ai venit și acum și mi-ai propus niște lucruri ieșite deosebit de frumoase. Ce să spun, George, caută în continuare probleme și Nene Nelu stă la dispoziție. Și să nu se pierdă până la 8-a dacă ajunge la Moisil. Uite că o mămică a unei fetițe care vine tot timpul, nu uita că trebuie învățat de zi în zi, din ce în ce mai bine, ca în clipa în care vei reuși să prinzi clasa de acolo, trebuie să muncești și mai tare, și mai tare, ca să te instalezi și să nu se întâmple ca așa cum se întâmplă cu foarte mulți copii, ușor, ușor să-și piardă ritmul și să se ascundă în mulțimea celor care nu mai fac performanță. Tu ești un șahist extraordinar, știu bine, am mai jucat noi șahul acela și tu m-ai bătut de fiecare dată și m-am străduit să te pot bate și odată, dar n-am reușit. Te felicit și îți doresc foarte mult succes în continuare. Mulțumesc!
Multă baftă și trage tare! La revedere! La revedere! E vorba de colegiul Gheorghe Moisil din București, cel mai bun colegiu, da? Și copiii ăștia dau testare și ei, ca să intre la clasa 5-a. Și vorbeam cu domnul profesor că colegiul ăsta atât de mare și de renumit și de copii buni, da? De genii, cum se zice, de copii aleși pe mustață și totuși, la a 8-a, când ajung, acea generație care a intrat și a dat și la a 5-a, undeva se pierd, pentru că notele, de ce nu au fost 30 de note de 10 numai de la Moisil, la București? De ce nu au fost 30 de note de 10 de la Vrânceanu? Păi au fost 7 pe toată țara, 20 de la Bacău. Au mai rămas 5 pe toată țara, nu știm unde sunt cele 5. Deci, iată, din toată țara, doar 7 copii ating performanța să fi rezolvat toate subiectele acestea date la testare. Exact. Da. Și atunci ne întrebăm, unde sunt copiii de la colegiile renumite? Gen Moisil, gen Vrânceanu, gen fiecare județ, cred că are un colegiu renumit. Și nu numai ne gândim din generația asta, care spuneți că a fost destul de valoroasă la momentul acela când a terminat clasa a 4-a. Exact. Și ca să aveți o comparație, vă spuneam, dacă stați pe Google Prof Online și vă duceți la proful online la lecția 160 sau 162. 160 sau 62 pe acolo undeva, veți găsi două lecții, una de a 4-a și alta de a 6-a, de a 4-a și de a 8-a, dar făcute pe viu, adică în clasă, într-o clasă unde am ajuns la undeva la țară, așa, am intrat noi cunoscând copiii și am făcut două lecții și veți vedea paralela pe care puteți să o sesizați. Cea de-a patra cum a mers, cu cea de-a opta cum a mers. Ale copiii de-a opta fiind ale învățătoarei de patru ani în urmă. Vă dați seama dacă e patru și a opta. Cum crezi că erau aia de-a opta? Praf, corect, bine zis. Deci nu știau să adune două frate, nu știau tabla mulțime. Praf erau aia de-a opta. Am văzut. Tu ai văzut lecția, da? Da, și aia de-a patra au mers. La clasa a patra m-am putut descurca acolo, am discutat. Și de ce unde se pierd copiii? Pe 5-8. Da, asta e drama mare. De ce se pierd pe 5-8? De ce se pierd pe 5-8? Corect. Și ne batem noi, nu că semn de întrebare, și trebuie să-mi bat eu capul. Cu chimia de-a 7-a, cu noroc de prof online, cu fizica, cu engleza, cu toate obiectele. Da, Claus. Ce să mai facă bietul părinte când iată și așa grijă rămâne lui? Exact. Da? Nu mai am un pic și dacă mă duc la școală, îți mai bună de pe tine. Da, 43 de ani. Da. Mă scuzați. Da, păi, da, e dramatic. Exact, la școală. Așa, dar, dragilor, ne-am întors la problema noastră. Sinteza a ore. Formule de calcul prescurtați, ce să mai știi, trebuie cu asta. Ce să nu uite domnul Iohannis. Sunt! Like și share! Nu like și share! Cu riscul de a-l pierde pe domn profesor, că dacă le ia consilierul dumnealui, nu-l mai vedem, vedem noi cum facem. Nu, dar sunt lecții, eu n-am să fac, atenție, ideea este foarte simplă. Eu voi continua toată activitatea asta și mă veți găsi acolo, dar schimbăm școala. Corect. Ca tu să nu mai fii obligată să înveți la fizică, la chimie, la geografie și să ne așezăm ce? Fiecare își face treaba, copilul trebuie ajutat. Atenție ce spun. Copilul trebuie găsit de pe fiecare profesor, găsește metodele acelea. Doarme cu ei în clasă. Nu la ore. Am înțeles. Nu dormim cu toții ca în Parlament. Da, domnul profesor. Așa. Deci e vorba de a găsi el idei ca să îi poată ajuta. Bine, la revedere. La revedere. Eu sunt foarte